În piața artizante din Păulești, pâinea se prepară după metoda străveche a dospirii îndelungi cu maia naturală. Zilnic, din cuptoarele brutăriei artizanale Miez, ies sortimente diverse de pâine. Pentru că este vorba despre produse artizanale, e nevoie de 2 zile și de o procedură complexă pentru a scoate o pâine delicioasă. Dimineața amestecăm ingredientele în malaxor. Ele stau fără sare un pic, o jumătate de oră, după care, ca să capete putere coca, după care malaxăm și cu sare. Apoi, timp de aproximativ 4 ore, iarna, mai un pic mai puțin vara, aluaturile dospesc în aceste ligheane albe, le spunem noi, aceste cutii, și la 40 de minute le facem niște împachetări ca să întărim și mai tare aluatul. Maiaua e făcută cu o zi înainte, de asta spun că durează 2 zile, adică cu o zi înainte maiaua, dimineața aluatul, modelarea și abia următoarea zi sunt coapte. Ea este Andreea Carețu, fondatoarea brutăriei artizanale Miez. Deși a studiat teatrul și filmul la Berlin, Andreea a visat dintotdeauna la un astfel de business. Mulți ani, vreo 11, m-am apucat să fac pâine cu maia acasă, pe vremea când nu era așa de popular. Păi era încă ceva de nișă. Locuiam la Berlin atunci, eram la studii și m-a cucerit magia acestui proces și am simțit că pot să duc mai departe pasiunea mea pentru mâncare prin partea asta de pâine. Acum visul Andreei a devenit o afacere de succes. După mai mulți ani în care brutăria a funcționat în București, antreprenoarea a decis să o mute în Prahova, mai exact la Păulești, în piața Artizante. A venit către noi oferta asta, totul suna foarte bine, nu doar spațiul era foarte bun, ci și tot conceptul ne-a cucerit, pe mine și pe partenerul meu. Da, și singura condiție era că trebuia să ne mișcăm foarte rapid. Da, practic trebuie pentru să știe clienții că pâinea se face chiar aici. Da. Spatele de da, suntem, noi suntem producători în piață, nu doar vindem, nu doar desfacem. Și din decembrie, din 11 decembrie de când am deschis, nu mai producem decât aici și nici nu vom produce nici în viitor decât aici, pentru că nu avem de gând să facem mai multe ateliere, e destul de complicat să gestionăm și doar unul. Când ai producție artizanală și trebuie să controlezi foarte strict toate procesele. Iar în atelierul din piața Artizante, nu doar pâinea se produce, ci și făina. Și nu oricum, ci cu o moară adusă din Austria. Folosim făină ecologică, cu excepția celei de secare, momentan toată ecologică, dar acum vom lua grăunțe ecologice, inclusiv secarea de la alt producător. Reglează debitul de grăunță. Și urmează să ne facem și făină aici, nu doar pâinea, și să explorăm tot mai mult partea de pâini sănătoase, pâini integrale, cu făină proaspăt măcinată, cu grăunțe în ele. O să urmeze lucruri tot mai interesante. Pâinea cu maia de la Miez este la mare căutare, iar sortimentele cu semințe sau grâu dur se epuizează imediat. Clienții caută însă și produsele dulci, preparate în brutăria Miez.